se întâmplă astăzi aici și care este amploarea, cât de mare este amploarea evenimentului? Astăzi, vineri 25 noiembrie, în cadrul celei de-a doua zile a Congresului Național cu Participare Internațională GANMED, ediția a 12-a, are loc un workshop organizat de colegii noștri de la Timișoara, o echipă de 16 medici, care abordează toate procedurile clinice terapeutice în baza 10 standuri. Ca amploare, sunt așteptați aproximativ 100 de participanți. Workshopul va avea o durată de 300 de minute, incluzând un sistem ciclic de standuri, în așa fel încât toată lumea să beneficieze de aceleași resurse. Colegii noștri de la Timișoara au venit special pentru noi, avem un contract de colaborare cu aceștia de minimum 7 ani. Am colaborat la fiecare ediție a acestui congres cu ei și ne bucurăm să-i avem astăzi alături de noi. Cât de important este acest workshop pentru dezvoltarea viitorilor medici? Pentru viitoarele cadre medicale gălățene, în special a studenților de ani mici și de ani superiori, acest workshop este vital pentru că întâlnesc anumite manopere cu care uzual nu pot să spun că s-ar întâlni. Ceea ce pentru pregătirea lor medicală, chiar și la început de drum, e un act benefic, e o altă modalitate de a învăța, este o învățare practică, ceea ce pentru ei este benefic și se înregistrează mult mai ușor și ca practică și ca teorie. O întrebare foarte interesantă și mă bucur că ați adresat-o, pentru că suntem a 6-a oară aici. Sunt 6-7 ani de când colaborăm. Colaborarea a început de când eram studenți și am venit în cadrul unui program și am fost primiți cu foarte mare căldură de colegii de la Galați, noi cei de la Timișoara, și după aceea am venit cu o inițiativă pe care le-am adresat-o referitor la organizarea unor ateliere practice. Acum 5 ani s-a întâmplat acest lucru. Și de atunci, în cadrul fiecărui eveniment de acest gen, și anume în cadrul fiecărei ediții a Congresului Național cu Participare Internațională GALMED, organizăm diferite ateliere practice pentru studenți de aici, de la facultate și nu numai, în scopul ridicării nivelului de pregătire profesional al viitorilor medici din România. Abordăm un mod de predare diferit, nu știu dacă am putea să spunem inovativ, dar utilizăm diferite tehnici de abordare bazate pe partea practică, pe diferite mulaje și materiale pe care le-am conceput în scopul perfecționării unor tehnici practice din diferite ramuri medicale. Spre exemplu, în acest an, în premieră, am organizat un workshop interdisciplinar care va dura 300 de minute și va avea aproape 100 de participanți, în care vom aborda diferite părți din multe specialități, începând de la ramura de medicină de urgență, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, ramuri de interne și nu numai. Acest workshop poartă numele de Basic Practice in Interdisciplinary Approach of a Clinical Case și avem ca obiectiv promovarea unui mod de predare bazat pe cazuri clinice simulate și pe parte practică, astfel încât să ridicăm atât nivelul de pregătire cât și nivelul teoretic al studenților, și anume să îmbogățim plaja de cunoștințe pe care o are fiecare participant. Care este amploarea evenimentului științific GALMED? Amploarea este destul de mare, adică impactul pe care îl are se ridică la aproximativ 500 de participanți din toate cele 4 specializări, în farmacie, medicină generală, medicină dentară și AMG, MOA și tehnică dentară. Cât de importante sunt aceste workshop-uri? Sunt foarte importante, pentru că întotdeauna practica va fi de bază pe lângă teorie, pentru că practic punem în aplicare ceea ce am învățat să facem. Cât a durat pregătirea acestui eveniment? Pregătirea a durat, să vă spun sincer, au început pregătirile cu aproximativ 2 luni înainte și tot mai sunt lucruri de pus la punct și acum, în ultimele momente. Ok. Stai să mă gândesc la întrebare. Uitați să pot tăia din aminte. Cât de
importantă este colaborarea cu cei de la Timișoara? Foarte importantă, pentru că este un schimb între centrele universitare, în care studenții noștri pot să afle anumite tehnici și practici care poate nu se pune în aplicare și aici la Galați, și de asemenea și cei de la Timișoara pot să învețe câteva lucruri de la studenții noștri. Ok, ca student, care sunt facilitățile participării într-un asemenea eveniment? Păi, în primul rând, eu sunt anul întâi la medicină generală și mi se pare un lucru foarte interesant că pot să particip la workshop-uri în care să învăț mai multe lucruri, pentru că, din câte știți, în anul întâi mai mult se pune accent pe partea de scris și de învățat și mai puțin pe partea practică, și faptul că putem să învățăm ceva dinainte este perfect pentru noi să ne dezvoltăm și să fim din ce în ce mai buni, astfel încât țara să aibă cât mai mulți medici de calitate. Care este importanța lui pentru viitoarele generații de medici? Păi, cum am zis și mai devreme, atâta timp cât putem să facem lucruri practice, putem să învățăm și să fim înaintea altor studenți care în momentul de față probabil sunt în partea preclinică și trebuie să învețe mai mult decât noi care facem partea practică acum, și o să fie bine în viitor, iar Galmedu sper să se desfășoare mulți ani de acum încolo și să tot fiu voluntar, pentru că este foarte frumos. Cum să determinați pulsul arteriei radiale pe mulaș? Cum să faceți o puncție arterială pentru recoltarea sângelui arterial, în special pentru arterial blood gauge, de utile în viitoarea voastră viață clinică sau în anii clinici? Mai departe, apropo, Seldinger este cel care a descoperit manevra Seldinger, ce o să vă fie prezentată de colegul nostru, Alexandru Pușmaș. Mie nu trebuie să vă mai spun multe lucruri de pe acesta. În cadrul acestui workshop veți învăța ceva, zice, printre care cele mai importante și cele mai severe, cu care este imposibil să nu vă întâlniți în viitoarea voastră carieră, indiferent de specializarea pe care o veți alege, și anume mecanismele de apariție a stopului cardiac. Și anume, cele două mecanisme șocabile și cele două mecanisme neșocabile. Asta veți face în cadrul acestui workshop. Ok, voi sunteți echipa E, super. Cine este echipa SE, cea pe care a avut-o înainte? Ok, voi veți începe acolo, bine, te rog frumos un pic mai departe. Echipa Spallanzani. Spallanzani, coordonată de domnul doctor radiolog Romeo Stoianov, o să vă explice și o să vă ofere oportunitatea practică de a realiza o investigație extrem de importantă, mai ales în partea de urgență, și anume domnul doctor Ecofast. Că prin practică veți învăța poate chiar mai bine decât învățați din punct de vedere teoretic. Cine face parte din echipa TACAMIN? Dispozitive supraglotice. Ce înseamnă aceste dispozitive supraglotice? Cum se utilizează și când se utilizează? Echipa LID, coordonată de către Anda Ciondu și Victor Dragomir, cei doi pe care îi veți avea ca și trainer, vă vor expune subiecte extrem de interesante, precum montarea gulerului cervical, imobilizarea de fracturi, hemostază, lucruri care vă pot fi extrem de utile să, în momentul în care vă veți exercita out of hospital, adică nu aveți pasionați, și în al doilea rând pentru că vreți să faceți bine oamenilor prin ajutorul pe care îl acordați. Exact lucrul acesta se întâmplă și aceste lucruri le puteți pune în practică cu adevărat în cadrul acestui stand. Rachianestezie sau anestezie spinală. Adică veți intra cu acul quinche, ați observat de ce îi poartă numele acest ac spinal, și anume după doctorul Henry Quinche, care, bineînțeles, l-a și descoperit și l-a și utilizat. Veți intra în spațiul subarachnoidian, pe unde va ieși lichidul cefalorachidian. Bineînțeles că acolo o să avem serfiziologii, nu lichid cefalorachidian, dar înseamnă să nu vă speriați. Și veți efectua aceste două proceduri. Acest act este coordonat de doamna doctor Maria Șutoi și de către colega noastră Ștefania Joc. Lucrurile acestea din ramurile chirurgicale. Poate acest an, pentru cei care doriți să urmați o ramură chirurgicală, o să vi se pară cel mai interesant. Cu toții aveți... Rămâi acolo. Cu toții aveți acest badge. Acolo, în dreptul participantului, vă scrie numele și aveți un cod. Spallanzani, domnul doctor va chema cine este în echipa SP să vină cu mine și veți fi duși în sala respectivă. Echipa Donati, o să spună, cine are D în față, apropo de aici? Cine are D în față?
Voi veți începe ca și chirurgi și probabil că veți termina ca anesteziști, oricum, așa. O să vedeți, veți merge împreună cu ei, veți fi ghidați de către acestea la final de workshop. Fiecare stand va avea acordat suficient timp colegului nostru Lucian de la Galați. Luci, la ora 10 o să trebuiască să eliberăm acest anfiteatru, nu? La ora 10. Din păcate, există posibilitatea să ne lungim în cadrul primului stand cu 15 minute. Găsesc un lucru comparativ. Veți da o evaluare care va include o mică parte teoretică înainte de acest curs și în timpul cursului, la sfârșitul fiecărui stand, veți susține din nou această evaluare. Acel formular, rugămintea mea ar fi următoarea, să-l tratați cu cât mai mare seriozitate, pentru că este un studiu. Un studiu, bineînțeles, este coordonat de mine, dar este realizat în scopul tuturor de aici. Știți de ce? Dacă putem confirma și din punct de vedere statistic și în principal de pregătire al viitorilor medici, o astfel de abordare bazată pe partea practică, pe stimularea datului creativității, și eu cred că cu toții putem face acest lucru. 30 de întrebări scurte și ușoare pe care le vom parcurge la început, fiecare în sălile în care veți fi repartizați și o să reușim să strângem niște date extrem de importante. Doar acolo o să trebuiască să vă scrieți numele și să-l semnați doar din punct de vedere legal. Toate datele pe care le vom colecta vor fi anonime, nu vom expune rezultatele absolut niciunde că Popescu sau Ionescu a participat în cadrul acestei colectări de bază de date și totul va fi în regulă. Aș dori acum. Thank you.